Welcome back! Astăzi o să vă arăt un joc care l-am jucat ieri. Am jucat versus Tecis, care a făcut 42.000 de gold în 24 de minute. A fost un bug pe Midas și s-a oprit efectiv matchmaking-ul în Dota. Nu s-a mai putut căuta jocuri până când au făcut ăștia update. Azi de dimineață văd că s-a întâmplat deja update-ul și nu cred că mai e problema. Dar bug-ul ăsta e demențial, e de mult n-am mai găsit așa un bug, n-am mai avut în Dota. Și hai să vedem în perspectiva lui Tecis. Direct camera Tecis. Sunt ăștia aici supărați că știu de bug și vorbesc, să dau un pic de viteză. Ruși, evident. Sunt curios după aia dacă i-au dat report, că i-am dat toți report, dar... Na. Bam, 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 a început jocul la rune, un pic de bătaie pe aici. Suntem cumva 5v5, facem marci first blood. Bun, haideți să ne întoarcem la Tecis. Asta aici moare și el în turn. Tecis mid, evident. Deja și-a făcut aici queer pe Midas, cred că îi vine deja gloves. Midas în 7 minute. Mid Tecis. Și Midas-ul nu mai are cooldown. Dire's middle tower is under attack. Radiant has scanned. Dire's top tower is under attack. Killing spree. Deci uite ce bug nenorocit. Cum să ai Midas fără cooldown în minutul 7? Deci uite cum îi crește gold-ul. Și XP-ul, mă rog, că evident e. Deci deja în 7 minute a avut Midas, în următoarele 2 minute are Milestorm. Ce mizerie! 27 de gold. 17 minute. BKB, Moonshard, Monkey King Bar, Hyperstone, Pyco, Primojolnir. Dalus și gata. Cam asta e jocul. Se lăsa așa la viteză normală. Da. Deci că e Dota, what the fuck. Radiant's middle tower is under attack. Cine poate să nu mai bată pe asta? Cu Spectrum Blade Mail în 20 de minute. Ha 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 ha.
Radiant's middle tower has fallen. Dire structures are fortified. Radiant structures are fortified. Radiant's courier has been killed. Asta e la viteză normală, așa atacă el în minutul 22. Știi ce e ITV? Level 23. Dacă ajunge la 25 se mai bage plus 252 damage. A nu, se termina acum 30 de secunde. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's structures are fortified. Dire's courage has been killed. Radiant's ancient is under attack. Da, și cam asta a fost. Un joc minunat. Și rezultatul 10-0 pentru Tecis. Cel mai bun MVP. 42.000 gold. Treaba bună. Da, deci cam asta a fost. Ciusii.